deocamdată sunt în grădina casei lui Bacovia cu ochii la cer să nu iasă soarele și să ne strice această transmisiune, cum ar zice Bacovia, pentru că lui îi plăcea foarte mult ploaia. Am regăsit-o în foarte multe dintre poeziile sale. O vreme perfectă să facem o vizită în această casă a lui Bacovia și a Agatei Grigorescu, frumoasa lui soție, pentru că deși nu ne așteptam din poezia lui, avea, iată, și o căsnicie fericită. Și eu am alături de mine pe Lelia Spirescu, care ne poate aduce așa în casa lui Bacovia și ne spune mai multe detalii. Bună dimineața! Bună dimineața și bine ați venit la Casa Memorială George și Agata Bacovia. Ei bine, acest muzeu, această casă memorială poartă titulatura și soției sale. Venim cumva în întâmpinarea devotamentului ei, aproape nu a fost practic niciun sacrificiu din partea ei pentru poet. A fost trup și suflet dedicat atât sufletului poetului cât și operei lui. Îți mărturisesc, Lelia, că am vrut să venim în această perioadă. Suntem în perioada bacului. Astăzi este a doua zi de probă orală la limba română pentru absolvenții de clasa a 12-a. Să vedem de ce provoacă atâtea traume tinerilor. Aici, la Bac, au ieșit cele mai multe perle vis-a-vis de opera lui Bacovia, vis-a-vis de Plumb. Vrem să-l familiarizăm pe elevul, iată-l, de a 12-a, care se întâlnește cu Bacovia la Bac. Da. Avem șanse să ne împrietenim cu poetul? Da, eu cred că venind și vizitând acest muzeu, tinerii, în mod special, pot descoperi un alt fel de Bacovia. O fire extrem de sensibilă, delicată, o fire specială. Ne aflăm practic aici în această cameră, în sufrageria casei poetului, da? De cele mai multe ori poetul lua masa în familie, alături de prietenii lui. Nu erau foarte mulți la număr, mărturisea poetul: cu toată starea mea nu sunt lipsit de prieteni. Știm că George Bacovia a fost o fire introvertită, mai mereu tristă și melancolică. Poate așa îl putem și înțelege, nu? De aici ieșeau foarte multe poeme. Cu siguranță, da, aceste trăiri interioare le regăsim și în poemele sale. Iată, aici suntem în camera de lucru a poetului, o cameră în care și-a și dat ultima suflare și exact. Sunt și câteva fotografii care chiar înfățișează priveghiul. Da, este aceeași atmosferă bacoviană din poezii. Cu siguranță, da, da. Și fotografii în mod uimitor, pentru că Bacovia nu voia să fie fotografiat, poate și din cauza complexelor fizice? Că n-ar spune, poate dintr-o timiditate, dintr-o prea mare timiditate. Mărturisea la un moment dat poetului, mărturisea lui Ion Valerian într-un interviu legat de această neprivire a obiectivului, aparatului de fotografiat și cumva de această reținere de a fi mereu printre oameni. Îi mărturisea lui Ion Valerian că iubește prea mult oamenii, că nu vrea să-i supere cu tristețile lui. Și nu doar oamenii înțeleg, tocmai pentru că Bacovia este un tip foarte fascinant, nu-i plăceau doar poeziile cu atmosferă plumburie, da? De toamnă, nu-i plăceau primăverile, nu-i plăcea soarele, îi plăcea ploaia, îi plăcea să audă materia plângând, sunt foarte multe trimiteri la plânset în poezia lui, dar îi plăcea gimnastica. Cum se face că unul ca Bacovia, despre care știm sigur că era mic de statură, mărunțel, firav, bolnăvicios, îi plăcea gimnastica, lucra la paralel. Notul, la inele. Știți, da, și notul. Nu sunt povești, astea chiar erau... Nu, e realitatea, într-adevăr. Da, și lui Iorgu, pentru că așa îi spuneau în familie, da, îi plăceau foarte mult porumbeii când era copil, pe la 12-13 ani. A crescut în podul casei vreo 200 de porumbei. Ne aflăm aici în această cameră. Această cameră era de fapt dormitorul familiei Bacovia, dar mai degrabă camera soției sale, da? Pentru că poetul mare parte din timp și îl petrecea în micuța lui cămăruță. Ne bucurăm foarte mult că avem ocazia să vizităm această casă. Mulțumim, Lelia, și mulțumim și Agatei, pentru că a fost acea femeie puternică din spatele bărbatului sensibil care a fost Bacovia și care, deși ne pune de multe ori probleme atunci când avem examene grele la bacalaureat, iată că
ne oferă această casă spre vizitare, are o liniște aparte și în care putem să ne simțim, iată, mai aproape de opera poetului. Cam atât pentru moment de aici, din casa George Bacovia, de pe strada Bacovia, numărul 63, din București, din sectorul 4. Vă așteaptă toată lumea să veniți aici. Mulțumim tare mult, Adina. Elevii de liceu au două versuri pentru acest final de an și pentru începutul bacului. Liceul Cimitir al Tinereților Mele, pe danți profesori și examene grele. Și de aici să înceapă tărăboiul. Asta e Bacovia? Da. Bravo, Pătrățel. Uite asta. Întotdeauna m-am gândit. Tu ești fire sensibilă, Răzvan. Tu ești această fire sensibilă. Hai că mă ia pubere, vino mai... De ce să nu se mai te joace și tu? Cu tine, te rog eu frumos. De ce nu te retragi tu? Nu s-a jucat de ceva timp. Să te retragi frumos la Corbianca să scrii poezie. Asta voi fac. Fi o femeie puternică din spatele tău? Vin să te ajut. Scrie, Răzvane, poezie. Mm. Fire sensibilă, bolnăvicioasă. A fost până la mare duminică. Este singurul om care s-a ars la mare pe piele. Mm. Doamne ferește, da. Mulțumim. E perioada bacului și suntem alături de tinerii noștri care acum sunt mai aproape de morcov, să zic așa, decât în alte perioade. V-a plăcut din a 9-a, 10-a, 11-a, v-a plăcut liceu, numai Insta.